Crimele se țin lanț în municipiul Drobeta-Turnu-Severin, la doar 4 zile după ce un concubin și-a înjunghiat cu sânge rece iubita. În această dimineață, un cetățean care locuia într-un complex de module sociale aflat în zona Serpentina Roșiori a ucis cu 17 lovituri de cuțit un coleg dintr-un alt modul, apoi a incendiat un imobil dorind să ia viața și proprietarului acestuia. Atenție, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional. Da, ce mori? V-a făcut ceva? V-a făcut ceva? Da. Ce v-a făcut? A venit cu o femeie. Da? I-a început să-mi spună că... Da. Că ce? O femeie, domnule, să le spun la oameni. Lasă-le, domnule, să ne spună. De ce l-ați omorât? Da. De ce l-ați omorât? A venit cu o femeie a randir. Da. Și mi-a zis că... E a doua crimă pentru care te-ți vinovat. Ați mai făcut 20 de ani de pușcărie. Haideți. Haideți, intrați mașină. Aveți remușcări că ați băgat cu titlul în colegul dumneavoastră de cameră? Ba? Aveți? Haideți. Da. Orice din nou la pușcărie, să știți. Vă pare rău că l-ați omorât? Pentru ce-a făcut, nu-mi pare rău. Dacă la începutul acestei săptămâni o crimă a zguduit orașul nostru, nimic nu prevestea ce avea să urmeze în această dimineață. Un cetățean care locuia în complexul de module sociale aflat în zona Serpentina Roșiori a decis să ia viața unui coleg de complex. În urma unor discuții, acesta l-a înjunghiat mortal cu 17 lovituri de cuțit. Păi nu pot să vă spun decât că în jurul orei 7:30 am fost sunat de băiatul de la pază de la centrul operativ că unul dintre persoanele cazate, un caz social, a omorât pe altcineva. Am ajuns, deja am găsit organele de poliție aici, restul de detalii nu știu ce să vă zic. Știu din auzite că ar fi înjunghiat cu câteva plăgi, domnul ucigaș este într-o stare euforică, ar mai fi omorât pe cineva, așa după câte să zic, nu știu ce să vă zic. Am înțeles că-l căutați pe agentul de pază să-l ucidă. Încă nu vă pot confirma pentru că agentul a avut o problemă de sănătate și l-a înlocuit un alt coleg din postul vecin. Bine că nu a fost la bine, serviciu. Bine totuși. Că nu a fost la serviciu, da, sigur, sigur. E un caz nefericit. Noi încercăm să ajutăm persoanele fără adăpost, să le asigurăm niște condiții pe o perioadă tranzitorie, adică până le găsim o locuință. Toată situația a ieșit la iveală în momentul în care a fost anunțat un incendiu la 112 pus la ușa unui atelier de cizmărie aflat la parterul unui bloc din oraș. Făptașul le-a spus oamenilor legii că a săvârșit o crimă în această dimineață. După ce a săvârșit fapta, criminalul a venit direct la acest atelier de reparații încălțăminte din spatele meu, unde a dorit să ia legătura cu proprietarul. Nu l-a găsit, așa că a decis să îi incendieze imobilul. Supărat, nevoie mare, acesta l-a amenințat chiar și pe administratorul blocului. Cristi Albu, un fost inspector ANAF, și-a găsit sfârșitul în această dimineață, fiind ucis chiar de către un coleg din complexul de locuințe modulare, puse la dispoziție de către primărie. Foștii colegi au rămas înmărmuriți de durere la auzirea unei asemenea vești. Doamna din imagine ne spune că a vorbit ultima dată cu victima în decursul zilei de ieri. Se pare că bărbatul trecuse printr-o situație dificilă în urma căreia și-a pierdut serviciul, apoi locuința, fiind abandonat în cele din urmă chiar și de către propria familie. Era un băiat foarte bun, deștept, cu minte la locul de muncă și putea toate atribuțiunile. Eu am fost prietenă cu el, a fost un băiat bun, bun, bun. A căzut în niște anturașe, băutură și n-a mai venit la servici. Domnul director a fost foarte înțelegător cu el. Eu am fost personal de 3 ori la el acasă și cu mâncare și cu țigări și nu l-am putut convinge să vină să-și reia serviciu. Asta a fost, dar era un băiat bun, a fost plecat prin străinătate la una dintre surori, a venit, venea aici aproape zilnic, aproape fiecare coleg îi dădea câte ceva, ori un ban, ori un sandwich, ori un pachet de țigări. Era potolit să stea la locul lui, respectos, dar asta i-a fost soarta, nu știu ce s-a întâmplat cu acest băiat. În toată această perioadă dificilă a fost sprijinit de către foștii colegi cu ce a putut fiecare, de la mâncare până la sprijin financiar. Avea familie, copii? Da, a avut soție, un băiat, dar datorită băuturii și că și-a abandonat serviciu, familia l-a părăsit.
I-a luat și copilul, a decăzut din dreptul și a rămas singur. De asta a și ajuns să locuiască acolo? A locuit pentru că el a fost în niște, a căzut în niște anturaje, probabil lua bani cu camătă, ce a făcut, că a pus garaj apartamentul și i-au luat apartamentul. El a fost la noi aici în fața asediului, am stat de vorbă cu el, a stat de vorbă cu, cu nașa lui, care e colegă cu mine. Ce v-a spus ieri? Oh, că e bine, bine. Dar eu am spus, bă, Cristi, nu am bani acum, dar vină mâine dimineață, că mi-a dat o colegă un sandwich și a mai dat o colegă tot așa niște bani. Deci că aici era bine văzut de toți colegii noștri. Nu cred că era unul care să fie împotrivă. Adică să-l denigreze sau să-l vorbească de rău. Din contră. Dar asta a fost în aici. Vă pare rău de această veste? Da. Îmi pare rău, nespus de rău. De asemenea, foștii vecini care îl cunosc de când era mic au doar cuvinte de laudă la adresa victimei, spunând că era un om liniștit la locul lui și că nu a intrat niciodată în conflicte cu cineva. A fost un băiat foarte bun, foarte cu minte, a lucrat la ANAP, a fost și învățător o perioadă când a terminat facultatea. Ce s-a întâmplat, ce a fost în familie, a murit mama, a murit bunica, s-a dus tot, s-a despărțit. A fost un băiat bun, liniștit. Și acum, la ora actuală, așa cum era el pe acolo, pe unde stătea, era un băiat foarte liniștit și foarte respectos. Aici a copilărit? Aici a copilărit 46 de ani. El, când a venit cu el mama lui în căruț. Deci eu îl cunosc de 46 de ani. Nu bea, nu fuma, mai târziu ce s-a întâmplat și ce s-a întâmplat în familia lui, că a fost căsătorit, are un băiețel, nu știu nici asta câți ani are băiatul, de a ajuns așa. Mai multe nu știu să vă spun. Deci n-a fost un băiat rău, cum spune criminalul, că a fost un jefuitor, un nenorocit, un bai de mama lui. Nu este adevărat. N-a făcut la nimeni niciun rău. Că dacă făcea, poate că nici la serviciu nu stătea cât a stat. Când nu s-a mai putut, n-a mai stat. A fost un băiat ca lumea, un om de cuvânt și serviciu ca atare l-a avut și n-am auzit niciodată să jignească pe nimeni, vreun reproș, ceva, să spună ceva urât de vreo persoană. Toată lumea l-a văzut numai de bine. Cum a ajuns în situația în care a ajuns, n-avem de unde să știm, că amănuntele din casă nu le discuta cu noi. Mai mult de atât, nu vă pot spune decât că îmi pare sincer rău pentru cele întâmplate și pentru mine a fost un prieten, un sfătuitor și un om cu care puteai vorbi la orice nivel. În prezent, principalul suspect este audiat și relatează cele petrecute oamenilor legii. Acesta a mai fost în trecut închis pentru omor. Fusese eliberat din închisoare acum 5 ani. Biroul de presă al parchetului de pe lângă Tribunalul Mehedinți se aduce la cunoștință opiniei publice faptul că pe rolul instituției noastre s-a înregistrat un dosar având ca obiect infracțiunea de omor. Autorul faptei a fost depistat și urmează să fie efectuate cercetări cu privire la această infracțiune față de ea. Înainte de a-l ucide pe bărbat, criminalul a bătut la ușa unei femei cazate tot la acestea de posturi modulare, tot cu intenția de a o ucide, însă aceasta nu a răspuns la ușă. Incidentul nu a fost observat de paznic. Aceasta este cea de-a doua crimă în această săptămână pe raza municipiului Drobeta-Turnu-Severin, după ce luni o tânără a fost ucisă tot prin înjunghiere de concubinul său, ambii criminali fiind recidiviști.